poate să vină și deja discutăm la concret. Deci concret. Deci dacă tu nu poți iei legătură cu primarul, o să iau eu legătură. Tu ai să faci mai repede lucrul ăsta. Eu pot să fac legătură, dar el nu prea o să răspundă acum. Eu e la Șoldănești sau nu știu. Nu, e ca faptul că el e la Șoldănești. Asta implică niște ori că el să vină înapoi. Implică? Când el... Nimeni nu pierde timpul. Noi tot ieri am avut, v-am spus, doi oameni foarte importanti, prietena noștri, ascultat, am dat și semnale, numai că nu dumneavoastră, dar lui Sandu. Da? Sandro, primi semnal? Nu, nu am avut corespondență. Eu tot așteptam. Nu, semnal, dar ori am stabilit. El, acum e la Șoldănești. Voi știți unde e bine informat. Voi mai gine ca mine pe tot. Da? Când vine înapoi, convenim, azi seara, mâine dimineața, e așezat. Orele 4, eu cred că fie în două ore, fie la capul ușei. De urgent. E boli, se mă parle. Domn președinte, când să adunăm comisia pentru situație excepțională la ora 4? Eu vreau să văd care bătează. Haideți, vă rog, nu exagerăm. El acum e la Șoldănești, stabilit întâlniri, tot cu cetățeni, tot cu oameni. Dar noi ce suntem aici, domnul? Noi suntem aici de 3 zile în soare. Dar iarăși eu, iarăși eu. Pragmatic. În 2020 tot eu eram. Dacă tu acum ai să strigi la nimic, nu să se rezolvi nimic cu ora. Dacă tu nu vrei sau nu poți. Soluții concrete. Țineți minte, în 2020 s-au rezolvat foarte repede. Ascultă și o să rezolvi. Hai un pic de răbdare. Dacă eu mă angajez, vorbesc cu el, să stabilească o oră, să convină cu voi când azi vă întâlniți. E bun așa? Da, acum este posibil acest lucru. E bun? Fă un telefon, mă! Nu, haideți să, fără show! Fără show! Dar nu fără show, noi vrem să știm la ce oră... Eu te informez! Un prim-ministru este toți vine prin Chișinău, el are jumătate de oră pe acest lucru. Ascultați, vă rog. Da? Iată, este în prezența la toată lumea asta și toată presa. Deci eu am să convin cu dumneavoastră, să-i dau un telefon, da? Dacă nu o să claxonați. Da, dacă claxonați, da, rog. Pot să faci și să scrie mesaj. Să scrie mesaj, da. Și îl întreb la ce oră azi poate discute cu voi. Și scriu ție. E bun? Nu, eu nu am așa informații ca de altfel. Mâine și eu să provoc sau nu? În cât timp primim mesajul? Noi stăm aici jumătate de oră. Noi stăm aici jumătate de oră. Noi putem să întrebăm, să discutăm detaliile, dacă trebuie. Dacă tu ai spus că 200 de milioane deja sunt și trebuie să discutăm cu premier-ministru, noi așteptăm jumătate de oră. Când vine domnul prim-ministru, eu te informez, eu vă informez. Da, noi știm Sandu sau pe Sergiu, pe cine? Pe domnul Vasile Popa, dacă... Iată uitați-vă. Cel mai bun... Datorile de aici, domnul Grosu. Mai este un moment. Deci, noi eliberăm o bandă, dar tractoarele nu ies de aici, până nu ies reprezentantul fracțiunii PAS, poziția oficială referitor la protestul nostru. Sergiu, să mă lăbăresc. Nu, dar voi băieți aici. Hai, stai. Dar eu ofensă la țară. Nu, eu n-am dat o ofensă. Lasă-l să ia. Pe mine nu m-am în altare. Dar, de dânge. Eu o să mă uit la imagine, să cer explicații și o să luăm, cum spune, măsuri și greutăți. Să vină cu scuze. Asta e ofensă la toată agricultura. Într-o formă sau alta, cum o să fac, eu să vorbesc. Să vină, noi nu plecăm, așteptăm. Să fac execuții publice. Vrem să vedem în față. Oamenii buni, am înțeles? Jumătate de oră așteptăm. Ce spuneți? Bun? Jumătate de oră așteptăm. Domnul Grosu. Domnul Grosu. Cine mă aude? Domnul Grosu. Noi am dat niște modificări care țin de dreptul autorităților de a intra în portul Giugiulești. Dacă nu cunoaște situația din teritoriu, începe un recortă, băieți, deja un recortă. Ascultați-mă cum am cap. Și noi vedem cum traderii noștri folosesc întreaga capacitate logistică a Republicii Moldova. Port. Cale ferată, port. Elevatoarele acum stau prin. Și folosesc capacitatea logistică și exportă cereale ieftine în Ucraina. Și noi suntem manipulați.
vine și zice, ăsta e prețul. Uite, nu este, și noi vrem la Constanța, prețul meu e bun ca la noi, fiecare dată. Și aici am înțeles că e manipulat în fiecare să întrebe. Da. Într-o lună, peste două vii de toni au intrat. Nu intră acum nimic, elevatoarele sunt pline. Și cară la noi port. Noi o să verificăm, ce mi-au spus, că îi monitorizează în fiecare zi intrările. Monitorizarea asta. Zernoful nu verifică. Nici Zernoful, nici altul. Haideți, noi să modificăm. Eu am statistica oficială, Igor. Într-o lună, 2000 de toni de porumb Zernoful adus. Greu, într-adevăr, statistica nu văd. Eu nu știu detalii, este sincer. Da, 2000 de toni de porumb nu au intrat. Dar prelucrarea o faci pe acolo. Adică unde discutăm. Și portul Giurgiulești, acui vreți, numai nu am Moldovei. Rugăm să intervină, iată, parlamentul. Dacă văd guvernul deja de câteva ori le-am spus, nu intervin. Cum se întâmplă așa, că noi vinim greu cu 3 lei, dar societatea... Iar regional pas. Nu cumpăr până acolo. Așa, acolo era, ba acolo. El mai mult când vinim, erai ba acolo, ba acolo. Domn Gros, deci iată întrebarea pentru dumneavoastră ca să dați răspunsul cetății. Guvernul nu ne-a dat răspuns. Iată cum se întâmplă că noi cumpărăm, vinem greu cu 3 lei și societatea, tot Chișinău cumpără kilogramul de pâine mai mult de 15 lei. Cum se întâmplă că noi vinem floarea soarelui cu 6 lei, 6 lei 50, toate subține cost. Noi avem pierderi enorme. Dar societatea cumpără uleiul la preț mare. Nu mai vorbesc de lactate, cărni și așa mai departe. Adică cifri. Deci cifri noi nu avem cifri, nu avem fapte. Lamentați, noi am pus toate cifre, domnul președinte, la ministrul meu. Dați-mi voi acum eu să organizez ceea ce am promis. Nu colaborare între factorii de decizie înseamnă. Jumătate de oră așteptăm. Haideți, jumătate de oră aici așteptăm. Bun, uitați-vă la oră. Domnul Bobico, vă salut! Amu trebuie să fim auziți. Domnul Bobico, vă salut! Bună ziua! Bună ziua! Atâta trebuie să facem gălăgie și să ne auziți. Noroc! Bun, eu jumătate de drum. Așteptam, noi suntem aici! Candemiru! Bun, revin! Te-am înțeles!